Salutare! Bună ziua! Salutare și vouă! Mă bucur să vă întâlnesc din nou! Și eu mă bucur să vă văd pe voi, dragii mei colegi. În formația asta de trei nu ne-am văzut până acum. Da, nu ne-am mai văzut până acum de vreo două luni de zile aproape. Da. Bine, eu mă referam așa, pe ecranul, pe un ecran, pe un display. Da. Eu sunt Cătălin Frăsinescu. Sorin Sandu. Iar ați vorbit unul peste altul. Așa e în teatru, mă, e viață. Da, e real. Nu e înregistrare, nu e nimic. Las că se vede și în prezentarea colegilor de la teatru, în prezentarea scrisă, se vede cine suntem. Deci Cătălin Frăsinescu, Sorin Aurel Sandu și Cristi Neacșu. Vom face o scenă din Tudor Mușatescu. Se cheamă Scafandrierii. Eu voi fi Andri Țoiu, Sorin Aurel Sandu va fi Manolescu și Cristi Neacșu va fi Cicu. Așa că... Să-i dăm drumul! Dă-i! Ați aflat? Ce? Toată recolta s-a inundat. Toată! Ce, nu știți? Nu! La Constanța! Siloz, 800.000 de vagoane duse! Recolta strânsă pe 3 ani de zile înainte! Eu am auzit că au fost inundații doar în câteva locuri la Dunăre. Ei, lasă-le pe alea, că alea nu contează! S-a revărsat Marea Neagră! Asta e mai grav! Ce tu vorbești, nene? Când? Azi noapte! Serios, Mișule? Serios! Pe cuvântul meu de onoare! Nu se poate, Mișule, nu. Cum să se reverse Marea Neagră? Păi uite bine așa cum s-a revărsat! Imposibil! Da. Așa am zis și eu când am auzit. Hai să vezi însă că e foarte posibil. Mă rog, dar poți să-mi spui mie în ce se varsă Dunărea? Dunărea se varsă la noi! Exact! La Constanța! Nu, ba să mă ierți. Stai. Dunărea se varsă în mare la Galați, că de-aia e și port. Păi și dacă Dunărea se varsă în mare la Galați, atunci în gurile Dunării cine se mai varsă, domnule? Tata? Nu, stai că mi-am adus aminte. Se varsă în mare la Sulina. Mă rog, la Galați, la Sulina, la Ploiești, n-are nicio importanță. Principalul este că se varsă în Marea Neagră, da? Bun. Stai. Și dacă se varsă în mare, ce? Că doar nu o să se verse în munți, că de acolo izvorăște. Ei, ai răbdare că ți explic imediat. Orice mare este știut, așa că are cuprinsul ei de cantitate de apă. De exemplu, 2 vedre, 3, 8, după mărimea fiecăreia. Ca o doniță, să zicem. Cât să aibă, mă rog, o doniță obișnuită? 2 vedre... Eași, n-are una cel mult. Cum să aibă o doniță, o vadră, frate? Păi, exclus atunci, câte vadra, câte donițe are? Stați, că dau acolo de droniță, mă rog, eu altceva vreau să spun, că nu de doniță e vorba acum, vorbim de Marea Neagră. Dar mai mult de o vadră jumate n-are. Și ca să mă conving, cum mă-i duce acasă, o cântăresc, că am o doniță nouă. Lasă-o încolo de doniță, că eu am luat așa numai de par exemplu. Nu, are mai mult. Mă rog, am lăsat donița și uite, iau paharul ăsta cu apă, da? Uite, poftim. E umplut ras, da? Așa, acum încearcă dumneata să torne apă în paharul ăsta plin. Poți? Nu poți. Ba pot, dar se varsă pe masă. Bravo! Aici am vrut să vă aduc. Va să zică, dacă avem un obiect plin cu apă și apoi mai turnăm apă în el, apa dă pe deasupra. Sau, cu alte cuvinte, se inundă. Prin urmare, așa s-a întâmplat și cu Marea Neagră. A venit Dunărea umflată de pe la Giurgiu sau de prin alte părți și s-a înghesuit în ea cu toată apa, până când marea n-a mai avut încotro și a dat pe mărgini. Și unde era să se reverse?
Care e singurul nostru port la Marea Neagră? Constanța, săraca. Și în două ceasuri de când a început inundația, tot orașul a fost sub apă, s-a necat și portul, și digul, și farul, și tot. Și despre oraș, ce să vă mai spun? Zice că numai vârful moscheii se mai vede de sub apă. E serios, Mișule? Mi-a spus un martor ocular. Da, dacă inundația a început azi noapte, când ai putut tu să vorbești cu el? La telefon, domnule, la telefon la București, unde s-a refugiat, că e un nepot al meu și mi-a dat aviz de dimineață ca să-mi spune. Da, trebuie să fie pagube enormă. A, un adevărat dezastru, zice că sunt peste 2000 de morți de vii. 2000 de morți! Ei, ce te miri așa, parcă noi știi, n-ar fi numai atâția, fiindcă partea proastă, uite care a fost. Toate vapoarele care se aflau în port, când s-a inundat apa, au intrat în oraș cu marea, înțelegi? Ca la Veneția. Așa că cei mai mulți din majoritatea morților au murit din cauza că i-a călcat vapoarele pe străzi, a dat peste ei, prin case, prin berării, pe unde se afla și ei, că era sâmbătă seara, înțelegi? Zice că un torpilor de la mare, care a intrat cu totul într-un cinematograf și a naufragiat acolo peste spectatori, că era apa mică și nu se mai putea ține deasupra. Da, încolo, că mai fi și exagerațiuni. Deci exagerațiuni, frate, atunci. Păi, atunci voi nu știți ce e aia inundație. Și e totuși știut că apa se propagă mai repede ca flotul. Mare minune că nu am fi trecut până acum și podul de la Cernavodă. Cine să treacă podul? Apa, cine vrei să-l treacă? Soacră mea. Bă, în orice caz, dacă Doamne ferește o să ajungă apa până la pod, crezi că o să treacă pe dedesubt? Că de-aia e pod, nu? Ai să crezi dumneata că mai ține apa socoteală cine ești dumneata. Când te ajunge, de se inundă ea, e dată, dracului, Doamne, iartă-mă că e în locat să zici. Dar eu mă mir că jurnale nu zice nimic. Păi de ce să mai zică dacă noi știm tot? Mai alarmează lumea degeaba, așa? La București s-au și luat măsuri de apărare, se lucrează la diguri, s-a dat și o ordonanță ca fiecare locuitor să aibă barcă în casă, sau vapor, sau copaie cu pânze, sau tot ce găsește de plutit. Și toată lumea umblă pe străzi cu colacul de salvare în spate. Ah, cum să fie avut o fabrică de colaj de salvare? Nu mai trebuia nimic? Ca să zic că toată Dobrogea e distrusă? Toată? Băi, de păcatele noastre, asta mai lipsa. Băi, de fapt, totdeauna după cutremuri vine inundații. E principiul lui Arhimedes. Pune-i sar principiul în gât. Doamne, doamne, doamne. Singura nădejde ca să se oprească inundația e numai Dunărea. De ce? Ca să ții apa în loc. Că dacă o trece inundația peste ea, ne-am dus, ajungem... Scafandrieri! Scafandrieri! Doamne ferește, că ceea ce mă privește, nici când eram mic și mă scăldam cu băieții la gârlă, n-am putut să țiu capul la fund. Așa că eu pot să mă și socotesc defunct. Cum, frate? Stai, cum, frate? Adică să murim noi necați aici în creștetul munților? Dar ce, parcă munții n-au fost tot mări? Și toate stâncile de pe aici ce sunt? Scoici, băiete, scoici! Mari cum erau pe vremea aia! Bă, cum să fie scoici? Astea sunt gogoși de ale dumitale! Bă, dau cuvântul meu de onoare că sunt scoici, scrie și în almanac! Da, alea săracele din Constanța, ce s-or fi făcut? Care, alea din localuri, artistele? Nu, frate, scoicile! Păi ce, mie de artiste merg de acum, când toată țara e sub apă? Dumneata știi să nu-ți neacostică? Eu nu știu, dar de ce? Fică dacă știai, te repezeai repede până la București, să vezi cum ai cota apelor. Cu siguranță, că nici trenurile nu mai merg. Păi bă, dar astea ale noastre dinspre munte, de ce să nu meargă? Da, și asta. Dar mă mir că n-au zis nimic la Radio Jurnal. E cum o să spui, domnule, lucrul de-astea la radio? Păi dacă află constanțenii că s-au necat, îți dai dumneata seama ce panică se face? Păi lucrurile astea nu trebuie spuse, mai ales la radio, unde poate să le audă toți. Și nici noi nu trebuie să le spunem. Și prin urmare, dacă nu vi le-am spus vouă, trebuie să rămâi între noi, înțelegi? Așa că așa se fac zvonurile și nimic nu e mai rău ca zvonul. Eu dacă aș avea o putere să fiu măgar dacă nu le-aș tăia limbile la toți ăștia care umblă cu vorbe ca să sperie lumea și să alarmeze. Așa e. Bravo, Mișule. Alarmiști, domnule, alarmiști. Asta e cea mai mare plaga noastră.
Netrebnici ăștia care fac din țânțar armăsar. Scufundă Dobrogea în 3 kg de apă și ce mai încoace și acolo? Uite, de exemplu, nepotul meu. Nepotul meu ăsta, că nici nu mi-e nepot, care mi-a spus mie ce vă spusei și eu vouă. Păi ce, măi, eu sunt prost să-l crez? Auzi, colo, a intrat Marea Neagră în Constanța. Păi cum era să intre? De pe unde, mă, ce acolo e sat fără câini? Nu e vamă, nu e poliție, nu e autorități ca să o oprească? Ce să presupunem că ar fi intrat? Păi ce, mă, nu sunt pompieri în oraș? Din 3 pompe a terminat cu Marea Neagră, băi, gata, hai, afară cu ea, la apă. Așa că pe mine, dragă, cu zvonuri de astea și cu fantasmagorii, să nu mă... Nu, e greu să mă convingă cineva. Ia stai bre, Mișule, stai că nu e nici așa. Ne gândim un pic și să fii sincer. Unde a intrat toată apa care s-a vărsat în Dunăre? Din Dunăre. Că Dunărea știm precis că a venit anul ăsta mare, nu? Ce te faci cu ce prisosește? Că aici nu e vorba de un pahar cu apă care să se verse pe masă, cum... E dita mai mare, măi, omule, de toată cantitatea ei de cuprins. Și n-ai să spui dumneata mie că vapoarele care se aflau pe apă în port s-au dat la fund singure, numai ca să-ți facă dumitale gusturi și să intre în tăc, ha? E și firește că trebuie să fi fost și morți. Numai în cinematograf acolo unde a intrat torpilorul. Trebuie să fi fost 300-400 de inși. Cum era să intre, mă, torpilorul în cinematograf? Cum? Din greșeală, cum vrei să intre? A dus de ape, că doar nu era să-și ia bilet. Eu am văzut inundații. Și știu, Coane Mișule, n-ai idee ce putere are apa. Am văzut un pom înecat care s-a izbit de umoră, a făcut o praf. Se poate, dar eu însă nu cred decât ceea ce văd cu ochii mei. Iar alarmiștii, ăștia calde nepotului de la Constanța, să-și caute alți mușterii. Bă, cu mine nu merge. Nu merge, mă. Poate nu crezi nici de podul de la Cernavodă. Care pod? Ce e cu el? Ce e cu el? L-a luat apa. L-a luat apa. Păi l-a luat apa, nu-ți spusei? Că cu podul de la Cernavodă l-a luat apa. Care s-a învățat să zic că nu crezi, a? Zvonuri, bă, băieți, zvonuri. Astea sunt prostii, mă, prostii. Zvonuri? Prostii? Păi atunci află de la mine, dacă vrei să știi, că Bucureștiul s-a și evacuat. Toate autoritățile s-au mutat în munți. Guvernul e pe negoiu. Apa se apropie cu pași siguri de capitală, domnilor. Află că primăria a distribuit bărci și colaje de salvare fără cartelă. Bărci câte una de om. Și la familiile cu copii cât un vapor. Și la celibatari ca dumneata, copăi. Nu puteți, mă, să credeți așa ceva. Băi, oameni buni, astea sunt basme, mă. Păi dacă pentru dumneata faptul că toată Dobrogea e sub apă este un basm, înseamnă că nu simți românește și nu cunoști realitățile. Da. Dumneata. Da. Fiindcă ți închipui că noi de la dumneata am aflat chestia asta cu inundațiile, nu? Ei află dumneata că o știam de azi noapte, de când Constanța a dispărut sub apă. Numai vârful moscheii se mai vede, ca să știi. Niciodată nu știi nimic și totdeauna faci pe grozavul. Ia ca te înștiințăm că dacă Dumnezeu nu face vreo minune, Doamne! În 2-3 zile suntem scafandrieri cu toții, domnule Mișule! Scafandrieri! 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 Așa că, domnule Mișule, aici se încheie sceneta noastră. Vă mulțumesc pentru participare. Mă duc să-mi cumpăr colac de salvare. Așa, și o copăiță. Și o copăiță pentru celibatare. Asta e că la tine nu e. La tine am e o covată. O covată oare plutește? Deci, a fost drăguț. Tuturor ar trebui să ne dea câte un vapor. Deci toți din această scenetă avem de primit câte un... Eu prefer și un iaht. Dacă îmi dă un iaht de salvare... Eu vreau un vaporaș cu elice. Din aia mică. Eu mă abțin. Domnilor și doamnelor, vă pup. Da. Ne vedem data viitoare. Vă pupăm. Să rămâinile. La revedere. Toate bune. End meeting. Stai, nu prima dată, end recording.